Dragi copii, bine ați venit în lumea minunată a basmului! Bine te-am găsit! Muzicanții din Bremen, de frații Grimm. Un om avea odată un măgar care de mulți ani tot cărase sacii la moară neobosit. Dar veni o vreme când puterile îl lăsară pe bietul animal, așa încât nu mai făcea față treburilor. Atunci omului trecu prin gând să scape de el ca să nu mai trebuiască să-i dea de mâncare. Măgarul însă, simțind că l-așteaptă o soartă rea, fugi de acolo și se porni la drum către orașul Bremen. Acolo gândea el că se va face muzicant. După ce merse un timp, iată că întâlni un câine de vânătoare care zăcea în drum și gâfâia de oboseală, de parcă ar fi gonit cine știe cât. Hei, ce răsufle așa din greu, măi, roade oase?" întrebă măgarul. Zise câinele, fiindcă sunt bătrân și puterile îmi slăbesc pe zi ce trece. La vânătoare nu mai sunt în stare să alerg după vânat și din pricina asta stăpânul meu a vrut să-mi pună capăt zilelor. De aceea am șters-o de acasă, dar acum stau și mă întreb unde pot să mai găsesc eu un colț de pâine. Știi ce?" zise măgarul. Uite, eu mă duc la Bremen să mă fac muzicant. Hai cu mine și intră și tu în taraf. Eu voi cânta la lăută și tu poți cânta la tobă." Câinele se arătă tare mulțumit de propunere și merse cu el mai departe. Nu trecu mult timp și întâlniră în calea lor o pisică ce ședea în mijlocul drumului, având o mutră de parcă tot îi ploua și îi ningea. Hei, dar cine te-a supărat, măi, linge blană?" întrebă măgarul. Miau! Cum îi poate să-i ardă de veselie când a ajuns funia la os?" răspunse pisica. Am ajuns la capătul zilelor, mi s-a tocit dinții și fiindcă mi-e mai drag să stau cuibărită după sobă decât să alerg după șoareci, stăpâna mea a vrut să mă nece. Mi-am luat tălpășița de acolo, dar acum stau și mă întreb încotro s-o apuc. Miau! He, ai cu noi la Bremen, că de priceput sigur te pricep la serenade, așa că te poți face și tu muzicant la oraș." Pisica socoti că e o idee bună și plecă mai departe cu ceilalți doi. În drumul lor, cei trei fugari trecură pe lângă ograda unei case. Acolo, în vârful porții, stătea un cocoș care striga: El săracu striga din toți rărunche: Hei, ce strigi așa de tare, măi, cocoșule, că ne asurzești pe toți? Care ți-i păsul?" vorbi măgarul. Până acum am cântat și am dat de veste că o să fie vreme bună, dar mâine e duminică și ne sosesc oaspeți la masă, iar stăpâna mea n-a avut niciun pic de milă pentru mine, căci a dat poruncă bucătăresei să mă taie și să mă pună la ciorbă, așa că de seară îmi va tăia capul. Acum strig și eu cât pot de tare, atât cât mai sunt în viață." E, asta e bună, măi, creastă roșie," zise măgarul. Vino cu noi, mergem la Bremen să ne facem muzicanți. Hai, că ceva mai bun decât moartea tot găsești tu acolo. Până la urmă, ai un glas bun și dacă o să cântăm împreună, sigur o să iasă ceva grozav." Cocoșului îi plăcu propunerea măgarului și porniră toți patru la drum, dar cât de mult merseră, tot nu izbutire să ajungă la Bremen într-o singură zi. Odată cu seara, dădură în drumul lor de o pădure, unde se gândiră să înopteze. Măgarul și câinele se întinseră pe jos la poalele unui copac bătrân, iar pisica și cocoșul se urcară printre crengile lui. Cocoșului însă i se păru că cel mai sigur loc pentru el ar fi chiar în vârful copacului, așa că zbură până acolo. Dar chiar înainte să-l fure somnul, își aruncă privirea roată înspre cele patru zări și i se păru că vede o lumină
luminiță arzând în depărtare. Atunci, el strigă la tovarășii lui de drum și le spuse că nu departe trebuie să fie o casă, fiindcă a văzut o lumină. Iar măgarul spuse: "Ei, păi atunci să mergem cu toții într-acolo și să înoptăm, haideți!" Și uite așa au pornit ei spre locul unde au văzut lumina. La revedere, copii! La revedere și o vacanță plăcută!